serie de antrenamente de grup, poate că unii știți, ca să impulsionăm mișcarea și să promovăm evenimentul. Și sunt o persoană care a auzit de aceste alergări. Va mai fi și joi una, la 18:30. Ne întâlnim pe mal, în spatele Palatului. Cursa populară de 6 km. Cursa populară de 1 km se adresează persoanelor de orice vârstă. Cursa populară de 6 așteptăm până la 40-40 de care se înscriși. De asemenea, 13:30 startul la 1 km. Insistăm pe partea ce ține de ridicare de număr ca să nu se producă și vedem cam care sunt profesorii sau antrenorii. Și pe instituții? Vom mai fi premii pe structuri și instituții, vom premia instituțiile de învățământ din orice. Sâmbătă 24 septembrie, la Arad, va avea loc crosul și semimaratonul județului Arad. Este ediția întâi a acestui eveniment organizat și finanțat de către Consiliul Județean, Primăria Municipiului Arad și Centrul Cultural Județean. Avem până la acest moment 564 de persoane care s-au înscris la cele trei curse, semimaraton, cursa populară de 6 km și cursa populară de 1 km. Înscrierile pentru cele două curse populare se pot face până joi. Îi așteptăm pe toți cei interesați să ni se alăture, să facă sport, să vină la alergare. Îi așteptăm să se înscrie până joi. Am organizat acest eveniment și pentru a impulsiona arădenii să facă mișcare, în cazul de față alergare, dar și pentru a face o promovare a municipiului și județului Arad. Ok. Persoanele interesate se mai pot înscrie până joi, 22 septembrie, ora 15, pe site-ul www.cross-semimaraton.ro. Încurajăm doritorii să se înscrie pentru că alergarea este un sport ușor de practicat la aproape orice vârstă. Nu necesită o tehnică foarte complexă și are o serie de avantaje clare.